Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Minunat materialul trimis de colegul nostru, ziaristul și scriitorul George Hodorogea, în care vorbește despre Mihai Eminescu și mișcarea socialistă. Falsul mit al lui Eminescu, socialist și ateu. Zdrobiți o rânduială acea crudă și nedreaptă ce lumea o împarte în mizeri și bogați. Atunci când după moarte răsplată nu vă așteaptă, faceți ca nastă lume să aibă parte dreaptă egală fiecare și să trăim ca frați. Înainte de anul 1989, strofa aceasta putea fi auzită la orice sărbare școlară, rostită de copii angeliși care se încruntau și își agitau un pumn în aer pentru a sugera ura împotriva urânduirii burghezo-moșărești. Poemul Împărașii proletari a fost intens folosit în scop propagandistic în timpul regimului comunist, dar totul se baza pe un fals, pe decuparea tendențioasă din poem a discursului proletarului și trecerea sub tăcere a celorlalte două discursuri, al împăratului și al poetului însuși. Absurdul folosirii lui Eminescu ca motiv de propagandă comunistă în timpul lui Ceaușescu l-a atins un primar dintr-un oraș de provincie care a avut ideea să instaleze la intrarea într-un parc bustul unui Eminescu tuns. Era în plină desfășurare atunci în toată țara o campanie împotriva pletelor capitaliste și zelosul primar se gândise că ar face o salutară operă de educație oferindu-le tinerilor drept exemplu de mare autoritate morală, capul ferchezuit după normele eticii și echității socialiste al unei personalități din istoria culturii românești. Grotesca ajustare se petrecea în anii 1948-1949 cu o febrilitate intensificată de apropierea celei de-a 100-a aniversarea nașterii poetului. Inițial se pusese chiar problema interzicerii cu desăvârșirea lui Eminescu, unele ediții din opera sa figurând pe lista neagră a cărților care nu mai aveau dreptul să facă parte din inventarul bibliotecilor publice. Nu și-au dat seama că riscă să agite prea mult spiritele punând la index o operă sacralizată de români. Ei și-au schimbat direcția din mers și-au hotărât să-l folosească pe poet ca instrument propagandistic. Înainte de toate, obiectivul Eminescu i s-a simplificat grosolan biografia. Nefericirea sa a fost prezentată ca rezultat al persecuțiilor la care l-au supus exploatatorii nemulțumiți de vederile lui progresiste. Iar ca exponent al persecutorilor a fost indicat nimeni altcineva decât Titu Maiorescu. În același timp, din toată opera lui Eminescu s-au reținut numai câteva poeme, tendențios alese pentru a fi repuse în circulație. La loc de cinste s-a aflat, bineînțeles, poemul Împărașii proletari, compus de poet la 24 de ani, sub influența ecourilor din presă ale așa numitei comune din Paris. Ideologii de serviciu ai Partidului Comunist au avut grijă însă repet să falsifice textul prin omisiune. Ei au ales dintr-un ansamblu bine gândit doar discursul proletarului, prezentându-l astfel implicit ca pe un discurs al lui Eminescu. În realitate, în adevăratul poem, vocea poetului mai presus și decât cea a proletarului și decât cea a împăratului se face auzită abia în final ca mesajul impersonal transmis muritorilor de undeva din ceruri. Al lumii întregul sâmbur, dorința și mărirea. În inima oricărui ascuns și trăitor, zvârlire hazardată cum pomul în înflorire în orice floare încearcă întreaga sa fire, ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor. Astfel umana roadă în calea ei îngheasă, se petrifică unul în sclav alt împărat, acoperind cu noime sărmana lui viață și arătând la soarea mizeriei lui față, fața căci înțelesul e același la toți dat. Discursul proletarului, cuprinzând toate poncifile acestui gen de discurs, exploatarea omului de către om, religie, opiu al popoarelor, pledoaria pentru egalitarism, îndemnul la solidaritate adresat proletarilor de pretutindeni, instigarea la revoltă, disprețul față de o artă decadentă, preferința pentru construcții monumentale, etc., poate fi considerată, afirmă criticii, mai curând o parodie. Prezentarea discursului proletarului ca un poem de sine stătător este în concluzie o mistificare grosolană.
Și totuși, acest fragment a devenit în timp un fel de versiune oficială a poemului Împărat și Proletar, figurând ca atare în manualele școlare și în diferite alte lucrări educative. Chiar și după 1989 a mai fost folosit în scop propagandistic în ziarul Socialistul al partidului lui Ilie Verdeț. În realitate, numai socialismul a fost Eminescu și în ceea ce urmează o să vă prezentăm ceea ce credea poetul despre mișcarea socialistă. Eminescu și doctrinele politice. În analizele despre societatea românească, Eminescu a făcut numeroase trimiteri la teze și doctrine sociale ale timpului său, dar despre ideile socialiste a analizat destul de rar, dar în schimb foarte acid. Eminescu, un atent cercetător al culturii și doctrinelor occidentale, nu a consemnat idei și teze marxiste nici măcar în manuscrisele sale. În ceea ce îl privește pe Karl Marx, nu există mărturii că poetul ar fi citit scrierile lui, așa cum susțineau comuniștii. Doar o simplă și singură însemnare a fost găsită într-un manuscris eminescian și care menționa opera marxistă Das Kapital. Nu ne îndreptățește al bănui ca fiind un cititor al operei întemeietorului doctrinei comuniste. Mihai Eminescu amintește foarte rar de Marx. Socialismul din Germania există pentru că 10-20 de persoane citate anume, precum Marx, LaSalle, Bebel, Liebknecht și alții, au voit să ajungă la însemnătate în viața statului, exploatând mizerile poporului. Sau scriind despre mișcarea socialistă din Anglia, poetul scria minimalizând-o. Ei bine, în Anglia sunt organele centrale ale Internaționalei Roșii, trăiește Marx, generalismul partidului, și nici pe guvernul, nici pe poporul englez nu-l doare capul de aceasta. În schimb, știm că Eminescu a discutat despre socialism, dar nici despre aceasta de foarte multe ori, fiind interesat nu atât de mișcarea politică socialistă din apus, cât de evenimentele declanșate de nihiliștii comunarți din Imperiul Țarist. Poetul nu a acceptat doctrina socialistă datorită concepției sale sociologice, fiindcă el era convins că orice societate trebuie să parcurgă în mod organic toate etapele evoluției sale și nu să ardă etapele pentru că astfel societatea ar pieri. Dar se știe că doctrinele socialiste și comuniste propovăduiesc schimbarea pe cale rațională și revoluționară a societății. Astfel, ideea eminesciană asupra evoluției organice nu avea cum să admită socialismul. Eminescu nu accepta socialismul deoarece acest sistem social încearcă a răsturna toate formațiunile pozitive de stat, ceea ce ar însemna distrugerea culturii, adică a întregii moșteniri a omenirii. Noi care suntem siguri că victoria principiilor liberalo-socialiste înseamnă moartea oricărei culturi și recăderea în vechea barbarie, vom combate tendințele lor ori în ce punct s-ar fi ivind. Amenințarea socialistă, contra lui Marx și Engels, care afirmau că stafia comunismului bântuie prin Europa, poetul credea că o serioasă turburare socialistă amenință Europa. Noua amenințare explicată de Eminescu prin deformarea sa ar produce socialismul în raporturi sociale dintre oameni. Mai precis, s-ar naște relații artificiale dincolo de modul natural de funcționare a societății de către o masă incultă, pe care oameni cu cunoștințe jumătățite, semidocți sau inculți cu totul, caută o a amuța asupra claselor superioare, a căror superioritate constă în naștere, avere sau știință. Cultura oricărei nații, împresurată de o mulțime oarbă, gata a recădea în orice moment în barbarie. Această imagine asupra comunismului parcă ar fi fost decupată din realitățile României din anii 50 ai secolului al XX-lea, atunci când în numele luptei de clasă și al clasei muncitoare, numericește, nesemnificativ, au fost distruse elitele țării. Și încă o dată s-a dovedit puterea de vizionar a marelui nostru poet. În viziunea lui Eminescu, mulțimea dirijată de conducătorii socialiști se recrutează din rândul lumpen proletariatului urban și mai niciodată de la țară, între țărani,
ci tocmai în orașe, între acei oameni produși în condiții nefavorabile și trăind în ele, care sunt crescuți închirciți fizicește și intelectual, care n-au mintea clară și sănătoasă a omului născut și crescut în condiții normale. Chiar în orașe însă i s-au înmulțit prin căderea micii manufacturi și victoria capitalului mare reprezentat prin fabricele cu mașini de vapor. Eminescu găsește o diferență între socialismul orașelor industriale, după el explicabil, deși nu justificat, și cel agrar, care nu are niciun rost. Socialismul industrial pornește de la o iluzie economică, deoarece noul sistem social preconizat nu are cum să asigure condiții de existență egale pentru toți oamenii, conform principiului de a oferi fiecăruia după propriile nevoi. Nu există remediu în a înmulți mijloacele prime de existență. Soluția lui Eminescu. Poetul condamnă mișcarea socialistă care urma să-i atragă pe țărani în lumpen proletariat, adică exact ceea ce au făcut comuniștii după 1947, cooperativizând și colhozificând țăranul român cu forța, mutându-l la oraș și făcându-l să-și piardă identitatea. După Eminescu, soluția națională nu era socialismul, ci din contră, soluțiunea ce propunem nu poate fi decât conservatoare, reacționară chiar. Clasele muncitoare trebuie scăpate de paraziți. Paraziții însă și trebuiau, printr-o riguroasă organizație, siliți la munca la care se pricep. La tăia lemne serurie, la cârciuma carada, nu oamenii mari cu abecedarul în mână, nu excroci și tâmpiți în demnitățile statului, nu cocoterie și pungășie în afacerile publice. O reorganizare socială având de principiu apărarea și încurajarea muncii, înlăturarea peneanților și paraziților din viața publică. Iată ce e neapărat nevoie. Eminescu și economia capitalistă versus cea socialistă. Poetul în articolele sale publicate în Timpul nu găsea că proprietatea și capitalul ar fi vinovate pentru mizeria suportată de clasele de jos, idee care îl despărțea indubitabil de socialiști și de marxiști. Eminescu identifica dezvoltarea capitalistă a României pe altă cale, dar cu aceleași valori cum sunt capitalul și proprietatea. Însă pentru Eminescu, în România nu se justifica niciun fel socialismul, întrucât nu exista condiția sine qua non acestui sistem social, și anume industrial, adică acea ramură economică care ar crea proletari. Cum România era un stat eminamente agrar, socialismul ar fi un transplant care nu are cum să supraviețuiască. În mod natural, nici n-ar putea exista socialism la noi. Populația e chiar mică pentru teritoriul nostru fericit și chestiunea socială începe prin a fi o chestiune agrară, o chestiune de disproporție între numărul kilometrilor pătrați ai țării și numărul locuitorilor. Mihai Eminescu e categoric și atacă și pe inițiatorii români ai socialismului. Socialismul nu se justifică, dar la noi prin nimic, și ca evoluțiune de idei nu-i decât aceeași jucărie cu abstracții străine pe care și-au permis-o predecesorii domnilor Nădejde, cea Rosetti, Serurie, Pătărlăgeanu și alții. Eminescu și violența mișcării de stânga. În câteva articole, poetul se arăta îngrozit de violența manifestată de socialiști care nu au ezitat să folosească asasinatele ca mijloc de răsturnare a regiunilor de dreapta. O tentativă de asasinat a țarului Rusiei l-a determinat pe poet să scrie un articol dur la adresa socialiștilor și anarhiștilor. Alaltăieri luni dimineață, la 9 ore, un individ a descărcat de 4 ori un revolver asupra împăratului Rusiei pe când majestatea sa se plimba pe jos. Împăratul n-a fost atins, făptuitorul a fost arestat. Iată știrea cea mai însemnată care a alarmat pe oameni în cursul sfintelor sărbători ale Paștilor. E cu atât mai gravă cu cât formează încheierea unei serii întregi de fapte întunecoase al căror teatru a fost în Timpul din urmă Rusia, mișcarea revoluționară din Rusia. Fierbe înfundat,
Pe aici, pe acolo, se îndreptează pistoale contra șefilor administrațiunii de gubernie. Se descoperă amploiați, sergenți de poliție, ba chiar persoane din societatea înaltă, care iau parte și dau impulsiune mișcării. Siberia se populează cu adepții nouălor idei și cu toate acestea tot mai rămân destui care să atenteze la viața împăratului chiar. Poetul gazetar îndemna autoritățile să introducă legi contra socialiștilor, ca să evite astfel tulburările și violențele ce urmau să apară în curând și în România. Și Eminescu dădea exemplu Germaniei. În Germania, mișcarea socialistă analogă a început în urma introducerii unor legi excepționale. În Rusia, asemenea legi excepționale există în permanență. În Germania se urmăresc ideile socialiste numai. În Rusia s-a urmărit orice soi de idee mai liberă, încât sub presiunea cea mare, cu umilire patentă a corpului didactic și a studenților, universităților rusești, au crescut și o tinerime pururea supravegheată de toate mișcările ei. Avertismentul poetului. Mihai Eminescu avertiza în articolele sale pe politicienii democrați, români și de aiurea, de pericolul inactivității contra socialismului. Și considerăm că acest avertisment poate fi și concluzia acestui articol. Păcat că n-a fost luat în seamă de nimeni, ci pentru jumătate din Europa au venit 50 de ani de întuneric și umilințe. Peste tot credințele vechi mor. Un materialism brutal le ia locul, cultura secolului mână în mână cu sărăcia claselor lucrătoare, amenință toată clădirea măreață a civilizației creștine. Stilul elegant și arhitectural renașterii, cel măreț gotic, cedează stilului monoton și cazarmelor de închiriat. Shakespeare și Molière cedează bufoneriilor și dramelor de incest și adulteriu, cancanul și Offenbach alungă pe Beethoven și pe Mozart. E o epocă în care ideile mari asfințesc, în care zeii mor. Socialismul înseamnă moartea oricărei culturi. Așa cum spunea Nicolae Iorga, o nație fără steag de cultură devine o gloată. Gândiți-vă dumneavoastră cine suntem. Prieteni, eu oricum sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!